Avem acum date noi despre prezența la vot, care se anunță un record pentru ultimii 10 ani. Corupția este o amenințare la adresa securității naționale. Punct. Și ca atare, vreau să o tratez. Am fost printre cei mai prudenți oameni politici. Nu o să vedeți, în afară de oameni care erau fie prin anturajul soțului fiind domn de afaceri, că asta este, n-aș fi divorțat în timpul, n-aș fi divorțat eu și nu din cauza aceasta. De atâta prudență, cel mai onest candidat în viziunea fostului președinte Traian Băsescu a ajuns să-l ia dorobanții din parcare și să-l aducă la DNA în sunet de sirene, fleșuri de girofar și huiduielile băgătorilor de seamă, de unde a ieșit după 4 ore sub control judiciar și cu o dublă învinuire, spălare de bani și fals în declarația de avere. Cum a fost așa declarație? Nu am dat declarație, am solicitat să văd înainte dosarul. Deci nu am ce să vă spun. Ați refuzat confruntarea cu Alin Cocoș, doamna Udrea, vi s-a propus? Sau cu altcineva din dosar? Nu. Doamna Udrea, ce s-a întâmplat atâtea ori? Păi, am mai stat, au venit avocații din dosar. Am mai stat. S-au scris. Veți consulta dosarul? Chiar nu aș vrea să comentez. Păi, o să se ocupe avocatul. Este chemat. Față de spălare de bani și falsă în declarație de avere? Păi, eu declarația de avere am spus exact cum a fost. Nu pot să declar ceva ce aparține unei alte persoane, fie el și fost soț, dacă nu-ți spune. Dar, dincolo de asta, dosarul este în lucru, deci n-aș vrea să comentez. Cunoștință de unde proveneau acei bani pe care domnul Cocoș i-a virat? Aveați cunoștință că erau... Cel mai bine este să fie întrebat domnul Dorin Cocoș. Cel mai bine... Până ce se va lămuri cu fostul soț, marile ei probleme sunt denunțul din anchetă al fostului ministru Gabriel Sandu și mărturisirile imobiliarului Stelu despre milioanele pe care i le-a vânturat prin conturi. M-am întâlnit separat cu fiecare în parte și la inițiativa unora dintre ei cu domnii Gheorghe Ștefan și Dorin Cocoș. Cei doi mi-au oferit o variantă în rezolvarea deficitului, promițând că îmi garantează asigurarea din surse proprii, dar temporar, a contribuției mele la cele două campanii din anul 2009. Îmi amintesc că fiecare mi oferea un sprijin de aproximativ 2 milioane de euro. În schimb, îmi solicitau să obțin semnăturile necesare aprobării HG numărul 460 pe 2009 pentru aprobarea achiziției licențelor Microsoft necesare în perioada 2009-2012, precum și să obțin bugetarea aferentă derulării contractului. În mai 2012, pescariul Dinu a efectuat o plată în sumă de 2 milioane 500 de mii euro către Stelian Gheorghe, persoană implicată în proiecte imobiliare împreună cu Dorin Cocoș. Alexandru Faur, persoană din anturajul lui Gheorghe Stelian, a preluat creanța aferentă creditului de 3,26 milioane de euro, contract de Udrea Elena. Sumele de bani nu sunt menționate în declarațiile de avere ale soției inculpatului. Raportat la cuantumul sumelor, apreciem că nu poate fi vorba de o simplă omisiune. Las-o așa că e mai bine, las-o așa, că am vorbit și cu Elena și a zis foarte bine. Da? Da, bravo! Când am spus că am stat și m-am gândit. Băi, acolo nu scrie că trebuie să-i dau decât după 10 ani. Păi încep să-i dau de mâine. Ce? Hai să fim drepți și cu asta basta. Și tu, lasă-le acolo. După ce au apărut în presă informații cu privire la dosar, Dorin Cocoș i-a solicitat lui Dinu Pescariu să semneze 21 de chitanțe prin care să ateste în mod nereal că i-a fost restituită suma de 210.000 de euro. Chitanțele erau antedatate și semnate cu 5 pixuri ce se aflau într-o folie de plastic. Nenorocirea e că după ce nu a dormit de grija creditului luat de la bancă pentru a plăti terenul de la Stelu, Udrea nu va dormi din cauza modului în care a închis împrumutul. Așa zisul investitor care a preluat cu bani de la Stelu creanța băncii la fostul ministru Udrea a fost atât de neghiob încât nici măcar nu a plătit ratele asumate și a ajuns în executare silită. În plus, a făcut promisiuni de vânzare pe blana ursului din pădure, către, inspirație supremă, fosta familie Udrea Cocoș, neamurile și asociațiilor, plus firma cu profil medical a fostului cuplu. Dacă medici cu experiență internațională se întorc să lucreze aici, tu de ce ai plecat să te operezi în altă țară? Nicolae Florescu, Claudiu Matei, Victor Costache. După 14 ani în Franța, m-am întors să-i tratez pe români. Înainte să cheltui banii în Europa, află ce lucruri extraordinare se întâmplă la noi. E ușor să-ți păstrezi sănătatea. Viste vitezie!
Falzimrie, dulce rămânie, asta ce-o doresc. Prea puțin. Noi toți încrezători din nou. Pentru că nu e după ce-ți spun unii. E după cât îndrăznești tu. După câtă pasiune investești în ceea ce crezi. Și pentru că de azi știi ce ai de făcut, o să ne ai și pe noi alături. Ai un an nou-nouț în față. Începe!